Care este situația actuală a oborului? Oborul a început, practic, să deruleze contractul pe care l-am încheiat de asociere în participațiune, specific asociere, pentru că încă am văzut că se face confuzie la anumite instituții sau anumite persoane, că s-a privatizat, s-a străinat sau s-a vândut. Nu, este un contract de asociere în participațiune. Este la începutul acestui contract, practic nu putem avea pretenții foarte mari de la persoana, de la societatea cu care ne-am asociat. S-au făcut unele lucrări, practic, pentru siguranța locului respectiv, și anume niște instalații video, s-au remediat anumite probleme asupra pavimentului, va urma o intervenție asupra grajului de împrejmuire. Nu toate lucrările care au fost făcute sunt din planul de investiții pe care îl avem, care face parte, practic, eu sunt o anexă la contractul de asociere pe care îl avem. Dar îl urmărim îndeaproape, îndeaproape însemnând la maxim 2 săptămâni de zile avem o discuție cu societatea respectivă și urmărim îndeplinirea tuturor obligațiilor pe care și-au asumat prin acest contract. Când se vor finaliza lucrările la Piața Malul Roșu? La Piața Malul Roșu, este adevărat, am avansat un termen la un moment dat în proședința de Consiliu Local de 5 noiembrie, în ideea în care nu venise încă răspunsul pentru privind verificarea proiectului pe care îl aveam la momentul respectiv. 5 noiembrie este un termen care va fi depășit, probabil va fi spre sfârșitul lunii noiembrie. De ce? Pentru că Inspectoratul de Stat în Construcții mi-a dat un punct de vedere privind garanția lucrării care era de mică perioadă, plus că era o investiție foarte mare și mi-a venit cu o propunere pe care am agreat-o și am acceptat-o și s-a concretizat într-un proiect privind realizarea pieței pe un schelet metalic, deci pe o structură metalică cu panouri termoizolante. Ce ne puteți spune despre evacuările care au loc în spațiile comerciale ale societății dumneavoastră? Este un fenomen întâmplător sau este un fenomen care a luat amploare în ultimul timp? Este un fenomen, nu este un fenomen întâmplător, este un fenomen care sper să nu ia amploare în ultimul timp, deoarece sunt anumite societăți care nu-și mai pot onora chiriile către societate și piețe, dar încercăm prin blocarea activității dumnealor și montarea unor panouri în fața magazinului respectiv, anunțând și cetățenii că sunt neoplatnici. Și este o atenționare. Încercăm, practic, să recuperăm anumite sume de bani pe care le avem deja de la aceste societăți și văd că este efectul deja a început să dea roade, pentru că anumite societăți au început să se îndrepte către cațăria societății și să-și achite sumele către societate și pe. Vă mulțumesc!